Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Aceasta este o emisiune electorală și avem ca invitat în studio pe doamna Daniela Nog, candidat la primăria Halmeu, și pe domnul Radu Cristea, candidat și primar în funcție la Valea Vinului. Bine ați venit la noi în studio. Bine l-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Pentru început, hai, pentru cine nu vă cunoaște și bănuiesc că nu vă cunosc toți telespectatorii, sau să sperăm că nu vă cunosc toți telespectatorii, ci sunt și alții, mulți alții noi, prezentați-vă. Pe scurt, nu trebuie să vă grăbiți. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitația la această emisiune. Mă numesc Daniela Nag. Sunt cadru didactic la Halmeu. Sunt și în acest moment sunt și director al Școlii Gimnaziale Halmeu, am această funcție. Am 45 de ani, am doi copii minunați, lucrez cu copiii pe care îi iubesc foarte mult și intenționez să candidez pentru funcția de primar la Halmeu. Bine am uitat eu să spun, este vina mea, dumneavoastră doi sunteți candidați din partea Partidului Social Democrat și mă rog, vă urez succes. Mulțumesc. Domnul... Bună seara, bine v-am regăsit. Mă bucur că m-ați invitat. Mă numesc Cristea Radu, sunt primarul în funcție a Comunei Valea Vinului. Am 50 de ani, am urmat cursurile liceale la Liceul Mihai Eminescu Satu Mare, după care am terminat, am urmat facultatea de Universitatea de Nord Baia Mare, în 89, din 89 am trecut în diferite etape, maestru, șef sector aprovizionare, șef transport la Mina Șior, unde am lucrat din 84 până în 2008, când am devenit primar al Comunei Valea Vinului la primul mandat. Am două fete, una este studentă anul 2 la Psihopedagogie Specială la Cluj, cealaltă a terminat informatică și științe economice și lucrează la o firmă de informatică român-americană tot în Cluj. Ce am terminat în 2007, m-am înscris la Facultatea de Administrație Publică. Din 2006, având intenția de a candida pentru funcția de primar la Valea Vinului, și atunci am zis că să-mi completez studiile, să am și studii de administrație publică în domeniu, și cred că mi-au prins bine și am demonstrat în cele două mandate că partea de inginerie cu partea de administrație se aseamănă și spun că am făcut ceva pentru Comuna Valea Vinului. Și experiența o am, s-a dovedit. Acum, campania care s-a desfășurat până acum, după noi reguli, care nu au mai existat, mi se pare, până acum, chiar atât de stricte în ce privește, cum să zic, mai ușor și mai repede spui ce e voie să se facă decât ce nu e voie, pentru că aproape nimic nu e voie, nu este nevoie, voie de banner, nu tu finanțare sau sponsorizare, nu nimic. E, în condițiile astea, din câte am văzut până acum, și mai avem 3 zile de campanie, da, joi, vineri, până vineri dimineață. 48 de ore. Până vineri dimineață. 48 de ore. Asta este. Înainte de ora votului. Și am văzut că până acum, cel puțin, s-au concentrat, spre deosebire de alte campanii, candidații s-au concentrat mai mult pe proiecte, pe cum să zic, pe idei de dezvoltare a asta și nu. În general, aici, cel puțin în Satul Mare, n-a fost scandalat, dumneavoastră a fost scandal în sensul certuri între candidați sau ăsta, nu cred că au fost, nu s-a auzit să fie, sau mă rog, încercări. Discuții, dar nu, să spunem, scandaluri. Bun, sau... discuții, normal, bun, discuții în contradictoriu, pentru că fiecare își susține punctul lui de vedere. Dar nu au mai fost ca în alte, nici, cum să zic, nici metode murdare sau, mă rog, necivilizate. Până acum, cel puțin, S-a respectat legea, s-a desfășurat relativ civilizat, fără atacuri la persoană, fără... Deci... E aici, știți cum sunt, ca peste tot. Unii mai atacă, alții mai atacă. Dar acum atacuri vorbesc numai așa că îi spune, nu știu, contracandidatului X lui Y, bă, vezi că ăla, uite ce-a făcut odată când... Sau că o spart un geam cu praștea când era copil. De-aia spuneam, deci...
dumneavoastră sunt convins că, la fel, ați încercat să vă convingeți alegătorii cu proiecte concrete, necesare, sau, mă rog, cu ce au cerut dânsii, în primul rând. Ce proiecte aveți așa, cele mai importante și care ar trebui implementate, chiar dacă nu, că multe din proiecte nu se termină într-un mandat. Absolut. Un proiect european, dar și cu finanțare, cu dumneavoastră ați accesat bani prin Planul Național de Dezvoltare Locală, și 3, 4, 5 ani până când se... Până se implementează, se finalizează. Și se până se finalizează, vorbesc. Deci proiecte care, cum să zic, care i-ar putea convinge pe oameni să vă voteze. Fiind un om al locului, cunosc nevoile comunității în care m-am născut, am copilărit și m-am format în această comunitate. Nivelul de dezvoltare trebuie adus la standarde moderne. Și fiind cadru didactic, lucrând cu copiii, lucrând în administrație, în management, sunt convinsă și știu, cred că este nevoie de mai mult. Și societatea a progresat, s-a dezvoltat, e nevoie ca și comunitățile să se dezvolte și Halmeul trebuie să se dezvolte și din diverse puncte de vedere. Infrastructura trebuie, în primul rând, dezvoltată. Este nevoie de clădiri pentru clădiri noi, grădiniță nouă, este nevoie de canalizare, este nevoie de spații de joacă pentru copii, fiindcă, nu, în primul rând, copilul trebuie să se dezvolte armonios. Avem nevoie de o infrastructură bună, șosele, asfalt, de ceea ce ne ajută pe noi să gândim că trăim în condiții decente de viață, într-o comunitate. Tot pentru tineretul și copiii comunei noastre e nevoie de o sală de sport la standarde civilizate europene. Există o sală de sport care a fost renovată, insuficientă pentru numărul mare de copii, un număr mare pe care le avem. În școală doar avem 670 de copii. În comună avem foarte mulți copii, mult tineret și este insuficient pentru ei. E nevoie și de o regândire a priorităților în comuna noastră. Sunt localități, sunt sate care nu dispun de un drum practicabil, da? Ceea ce a atras nemulțumirea acestor localnici pentru că nu mi se pare corect, cinstit ca în acest secol 21 în care ne aflăm să nu poți să circul civilizat pe un drum. Acum depinde ce înțelegeți practicabil, pentru că dacă depui un efort acum să pietruiești, să zicem, un drum, aproape ești acolo cu cheltuielile, apreciez eu, ca și cum ai face cu fundație, cu asfalt. Corect. Nu mai treabă... Așa se întâmplă, tot se pune acea piatră rotundă care nu este bună pentru un drum, da? Deci nu se recomandă așa ceva. În loc să se facă un asfalt, o asfaltare. Sau dacă propice. Acolo unde este deja pietruit, acolo nu este mare lucru de asfaltat, doar și în satul mare au fost. Trebuie doar să și mai sunt străzi, din păcate, de pământ. Deci trebuie doar să vrei. Este adevărat, dar trebuie proiecte. Păi trebuie proiecte, sigur. Trebuie bani. Și banii nu-i obțin decât prin proiecte, sigur. Dar, da, drumurile... Bun, există drumul național care trece prin comună și merge până la graniță, dar... Noi avem drumul european, dar... A, european este național. Străduțele lăturalnici au nevoie de o modernizare. Deci aceasta este partea de infrastructură, dar să nu uităm că în localitatea Halmeu majoritatea oamenilor trăiesc din agricultură și aceștia trebuie susținuți. Trebuie și ei să fie informați, să poată accesa proiecte pentru a-și promova, pentru a-și valorifica produsele agricole. Mă scuzați, Halmeu este zonă de căpșuni. Da, și nu numai. Eu nu numai, și noi suntem la discreția. Necesar ar fi un
cum se numește? Un centru de frigorific. Da, da, o hală. Despre care se vorbește. Despre care se vorbește de foarte, foarte mulți ani, nu s-a făcut nimic, și eu cred că un proiect, un parteneriat public-privat despre care se tot vorbește ar fi benefic tuturor oamenilor din localitate. Și, mă rog, cei producătorii cred că ar fi de acord să participe. Ar fi foarte de acord. Ei suferă an de an în sezon de faptul că nu au cum să-și valorifice producția. Și suntem la latitudinea și la mâna intermediarilor, care ei fac prețul. Și atunci este obligat să vândă cu cât vi se dă, ca să nu îi se strice pe cap și să piardă tot. Da. Da, deci, dar zicea de străzile laterale, dar înainte de a le asfalta, n-ar trebui... Canalizarea prima dată, sigur că da. Și despre canalizare s-a vorbit de ani și ani de zile, din păcate încă nu este realizată. Și un gospodar așa procedează. Prima dată... Nici începută? S-a început ceva anul trecut, în toamnă, din păcate s-a oprit, nu știu ce s-a întâmplat. Acum câțiva ani de zile, în parteneriat cu primăria din Turul Lung, s-a făcut stația de epurare, care a rămas, a fost abandonată. Deci trebuie o regândire a priorităților. Abandonată, cum? Gata, construită și nefuncțională? Da, nefuncțională. Nu mai fi fost investiți? După ce e gata, ce mai trebuie? Branșată la curent și să-i dai drumul. Branșată, autorizații? Acum... Birocrația este peste tot, nu numai... Sigur că da. Dar n-ai cum, ce să faci, trebuie să... Bun, dar așa faceți o radiografie, mai ales că sunteți din comună și deci v-ați născut acolo, ați crescut acolo, știți, și o scurtă radiografie, fără a critica fosta administrație. Bun, din ultimii câți ani vreți dumneavoastră? 4, 8, 12? Cam cum a fost administrată comuna până acum? Există progres, deci trebuie să existe progres. Imposibil să nu existe un progres vizibil față de nivelul nostru de trai. Dar, așa cum am spus, este nevoie de mai mult. Deci este nevoie de mai mult. În mandatele anterioare, oamenii și-au pus, și-au pus încrederea în primar, în cel pe care l-a ales ca primar, crezând și sperând că nevoile lor vor fi ascultate, prioritățile vor fi implementate, da? Din păcate, nu s-a ajuns și în acest moment s-a constatat că totuși încrederea care s-a acordat nu a primit același răspuns. Și într-o comună atât de mare, cu oameni atât de harnici, este nevoie de mai mult decât s-a făcut până în acest moment. Nu avem canalizare, este trasă apa, într-adevăr, dar foarte puține persoane s-au racordat la apă. Avem nevoie de sală de sport, avem nevoie de clădiri noi, de reabilitarea clădirilor noi ale școlii. Avem nevoie de spații amenajate pentru copii, avem nevoie de susținerea agricultorilor și eu cred că în primul și în primul rând avem nevoie de locuri de muncă, de a atrage investitorii și de a-i ajuta să deschidă firme în localitatea noastră pentru a putea crea locuri de muncă. Până acum pentru că sunt foarte puține. De rețeaua apă canal. Acum apa servul a accesat deja, bănuiesc că acum sunt în faza de aprobări, de avize și de altele, master planul 2. Care este în valoare, de am înțeles, tot în jur de 100 de milioane de euro. Probabil că și în master planul 2 va fi, chiar dacă nu va fi explicit, dar primul venit, primul servit. Cine vine mai are bani, cine nu mai așteaptă. Deci, de-aia zic, de-astea, cam toți candidații vorbesc despre rețea, pentru că nicăieri încă, în mediul rural, încă nu s-a încheiat. Să zici că este până în ultimul mucătun, până în... Deși, mă rog, în localitățile urbane, până în 2000, cred că 32 sau cât... Trebuie să fie peste tot. Trebuie să fie apă, rețea de apă, canal, peste tot, în cele urbane. Așa. Și până, parcă 2030, dar nu știu exact, cam așa ceva, și la rurale. Ori, mi se pare nouă, 2030, nu e așa departe. Timpul trece foarte repede.
Păi da, dar... Viitorul vorba lui Einstein. Nu mă gândesc la el, că vine el destul de repede. Viitorul vine și este peste noi tot timpul. Că totdeauna, aoleu, păi uite, deja suntem în 2016. Da. Ce facem cu proiectele care trebuiau terminate în 2015? 2014. 2014. Suntem în 2016, s-a prelungit. Aici e o problemă cu proiectele. Domnul primar, dumneavoastră ce aveți? Că acum înțeleg că dumneavoastră ați făcut ceva progrese totuși față de... Deci... În 2008, când am... Și, mă scuzați, și acum, dumneavoastră nu vă puteți critica pe dumneavoastră. Nu mă pot critica, e corect. În 2008, când am devenit primar la Comuna Valea Vinului, am început să fac proiecte, pentru că în 2008, vreau să vă spun că nici primăria în care funcționează astăzi n-a fost întăbulată, nu vorbim de renovare. N-am avut nici apă potabilă sau un grup sanitar în primărie, ceea ce în 2008... E o problemă, domne, ca o instituție care reprezintă comunitatea, să n-ai un grup sanitar și să n-ai apă. Nu mai discutăm de uși, geamuri, ca pe vremea dinainte de 89 și atunci era mai bine. Dar am renovat primăria la standarde, mai am mobilierul acolo, e o problemă cu curtea de conturi, nu poți să cumperi mobilier, că așa este problema și nu, poți să faci tu ce vrei, astea sunt regulile. Dar cea mai mare investiție care am... reușit, am făcut proiectul și am finalizat-o în 2013, deci din 2008. 5 ani. Am făcut documentațiile, tot și avizele și proces verbal de recepție. A fost alimentarea cu apă și canal a Valea Vinului și Roșior, parțial. Am făcut un proiect Adi Culciu Valea Vinului, împreună cu Comuna Culciu, și a fost proiectul în valoare de 6 milioane de euro. În proporție de 50-55% este realizat apa și canalul pe Valea Vinului și Roșior. Am făcut stația de epurare și stația de apă în Valea Vinului, de unde urmează extinderea spre total Valea Vinului, total Roșior, apă la Măriuș și apă la Sâi, pentru că sunt comunități mai mici și după normele europene se vor face fose septice, de acolo se vor vitanja și se vor aduce la Valea Vinului. Dar vreau să explic cu apa și canal. Mulți dintre cetățeni nu știu, din cetățenii Comunei Valea Vinului, în momentul când ai semnat o cerere de finanțare pe fonduri europene, când ai semnat-o, acolo te angajezi că la terminarea lucrărilor și la recepție, rețeaua de apă și canal, stație de apă, stație de epurare, se va preda unui operator regional autorizat. Acela este APASERVU. Ei, noi am dat în administrare, rețelele sunt tot ale noastre, nu sunt ale APASERV-ului, dar sunt spre administrare la APASERV. Asta e un aspect. Al doilea aspect, pentru extinderea de apă în Valea Vinului și în Roșior, și în Țâi și Măriuș, este prin master planul cu APASERV-ul, care tot pe fonduri europene este. Și în momentul tu când ai semnat cererea și ai predat-o, deci de aici continuă, deci proiectele europene, nu le face cum gândește primarul. Sunt niște reguli care trebuie respectate și care trebuie făcute. Deci una din problemele cele mai stringente și cele mai urgente este apa și canalul, deci extinderea de apă la Măruș și la Săi, și inclusiv Valea Vinului și Roșiori, pentru că este o criză acută de apă. După ce terminăm cu apa și canalul, începem asfaltarea, că nu săpăm și după aia asfaltăm și după aia spargem. Deci asta a fost primul proiect care l-am implementat cu succes. Am scos un milion de lei credit ca să putem finaliza proiectul. L-am finalizat. Primăria nu are datorii la nimeni, deci asta e încheiat. Al doilea proiect care l-am pus în investiție și care ne ocupăm și acum de documente pentru a face plata este Valea Vinului Măriuș, Mănăstirea Măriuș. Drum. Drumul, am făcut 5 km de drum, am ajuns la intersecția între satul Măriuș și drumul spre mănăstire. Este un lucru care cetățenii din Măriuș îl doresc, ei spun de 1000 de ani, dar eu nu spun de 1000 de ani tot. Și din 2008 mă chinui cu acest proiect. În 2008 am început cu proiectul, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic. L-am pus pe diferite programe. Când era aproape de finalizare, cu ordin de ministru, cu tot ce, pac, se schimba guvernul, iar începeam de la început. Și vreau să spun că, pe timpul guvernului Ponta, prin PNDL, am semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării pe 26, deci 2.600.000 de lei, am semnat pe 3.600.000, dar după licitații,
am fost în contestații 6 luni cu drumul, unde așa e cu achizițiile publice. Acum s-a schimbat ceva prin legea achizițiilor publice, dar subțire. Constructorii se contestă între ei, tu ești stopat, n-ai voie să faci nimic. Ei, a venit toamna, spre iarna, n-am mai putut face lucrurile și le-am început în primăvară. Ești, în primăvară ne-am mișcat. Bine, acum suntem, că de aia n-am avut timp de făcut campania, că să circul pe oameni, pentru că eu trebuie să termin proiectele. Asta e unul dintre proiecte care acum am făcut recepțiile, tot trimitem documentația la București, să putem plăti constructorul, ca constructorul să urmează să continue drumul, pentru că constructorul are o bază de bani, dar noi primăriile nu putem da avans la constructor. Eu. Și atunci el trebuie să-și finalizeze lucrarea, trebuie să facem recepțiile și pe urmă să continue drumul. Pe urmă am reabilitat drumul Lipău Sâi. Și acolo era dezastru, de 20 de ani erau două drumuri care nu se întâlneau. Pornea de la Lipău, venea de la Sâi și nu se întâlneau niciodată. Și cetățeanul spunea, domnul primar, dar ce facem cu drumul ăsta? Și acolo era o problemă, pentru că jumate drumul administrativ teritorial era a Comunei Culci, jumate era Livarea Vinului. Și atunci până ne-am pus de comun acord, ne-am împărțit banii prin PNDL, fiecare pe porțiunea lui, dar am reușit să facem și porțiunea de drum de la Lipău la Sâi și să circulăm în condiții civilizate. Astea sunt două probleme care cetățenii din Sâi și din Măriuș și le-au dorit de mulți ani și s-au realizat. Asta este una dintre ele. A doua problemă a rezolvat, tot prin fonduri europene, modernizarea căminului cultural din Valea Vinului. Vă spun, în 2008, când am venit primar, era groaznic. Nu vreau să spun altceva. Dacă aveai o întâlnire sau o nuntă sau ceva, era mai mare rușine. Mie, ca primar din 2008, când veneam câte o adunare sau veneau musafiri în Valea Vinului la o nuntă și ne întâlneam acolo, zicea, domnul primar, ce cu căminul ăsta? Lasă, domnule, că rezolvăm. Și tot pe fonduri europene l-am modernizat la standarde europene, l-am dotat cu 350 de scaune, cu mese, cu instalații de sonorizare, încălzire centrală, apă, grupuri sanitare, deci este rezolvat tot. Tot prin grupul de acțiune locală, unde sunt președinte la grupul de acțiune locală, sub Sorbeșcodul, care este în Valea Vinului, am achiziționat, prin tot pe proiecte europene, un buldo excavator pentru primărie, un cilindru compactor, un greder după tractor să rezolvăm problemele drumurilor din câmp. Am cumpărat o mașină de pompieri să o avem la comună ca să nu fie nevoie de ea, dar să fie oricând de intervenție pregătit, dar să nu avem nevoie de ea, pentru că am amenajat centrul din, am făcut o parcare în centrul comunei, totuși după standarde care se cere, și un centru de informare turistică pe măsura 313, care acum suntem la finalizare cu ea, până în 30 iunie trebuie făcută recepția, este terminată clădirea. E așa mare cu etaj? E așa mare cu etaj, da. Parter da. Plus mansarda. Știți de ce vă întreb? Bănuiesc că știți de ce vă întreb. Știu, pentru că toate sunt făcute așa după. Da, pentru că am întrebat un primar, la ce trebuie să ieși, bă, centrul Bucureștiului turist. 5 ani sunt obligat să ieși. Și după aceea găsesc eu un medic sau două familii de tineri care să le fac la parte cabinete și să le fac locuință. Nu-i prostie. Deci centrul de informare turistică l-am făcut în spatele dispensarului uman. Valea Vinului este la mijlocul centrului între satul Mare și Bârsău. Din discuțiile care am avut cu Consiliul Județean, cu Prefectura, cu ISU, la Valea Vinului se va amenaja un centru smurd. Bine, și de asta pompier. Se vorbește cam de vreo 3 ani. Știți foarte bine treaba și cu asta. Se vorbește, dar acum că n-au, dar noi suntem pregătiți. Și centrul de informare l-am făcut în spatele dispensarului, care urmează și ăla să renovez. L-am renovat, practic, dar interiorul după standarde, cum cere Direcția Sănătate Publică acum. Pentru că lucrurile s-au schimbat după toate discuțiile care au fost, știți dumneavoastră foarte bine, trebuie să intrăm în legalitate și aici este o problemă, pentru că spațiile sunt ale Consiliului Local și medicii sunt medici de familie. Noi le-am dat în concesiune, dar tot comunitatea spune, domnule, primarule, bă, aranjează centrul ăsta, că vezi care e problema aici. Și atunci noi suntem totdeauna, primarii sunt la mijloc. Indiferent că faci sau nu faci, primarul este la mijloc. Dar acum am discutat și cu doamna doctor, încercăm să mutăm medicul de familie de acolo unde am avut dentistul, până când vine dentistul tot, și pe urmă să renovăm după standarde cum se cere cabinetul medicului de familie. Păi, este nevoie, că este totuși o distanță destul de mare până în satul mare de la Valea Vinului. Păi avem medic de familie și avem centru de permanență, deci suntem pregătiți cu astea tot.
Cu pompierii proiectul este, zic, de nu știu, cred că... Da, e. Iulică Burz încă. Da, de când a fost ultimul care a vrut, da, să... Hai să urmă vine domnul Strâmbă, urmă domnul Dan și... Da, domnul Strâmbă, a venit Dan. Dan, da. Și apoi, acum... Da. Domnul Dima. Dima, dar, deci, nu, probabil deci, nici ei sunt ținuți de fonduri, de bani, de... Fonduri, de tot. De deci, oameni, că nu au. Nu au, sunt în criză de personal. Și au. Deci astea sunt proiectele care le-am făcut în cele două mandate. N-a fost ușor. Și mă repet, un proiect, ca să-l duci la finalizare, durează 4-5 ani. Acum, în următorul mandat, îmi doresc extinderea de apă, care este prioritară, asfaltarea străzilor după ce se termină rețeaua de apă și de canal. Pentru că nu se poate altfel. Prima dată infrastructura și după aia rețeaua de apă canal și după aia trebuie rezolvată problema cu asfaltare. Acum am făcut proiecte. Deci vă spun, cu extinderea de apă suntem la autorizație de construcție primim master planul european. Pe urmă urmează asfaltarea pe străzile unde este apă canal prima dată și pe urmă pe străzile unde urmează să asfaltăm. Reabilitarea școlilor este o problemă. Avem școli peste tot, făcute din 2000, până în 2008, 2009 le-am renovat bastante, dar după 5-6 ani trebuie igienizate, refăcute și reîmprospătate, pentru că și una dintre problemele care vreau să rezolv cu școala și cu tineretul din comună, am făcut un proiect, un proiect pentru un teren de fotbal multifuncțional în curtea școlii să fie pentru... Cu gazon artificial. Cu gazon artificial, am făcut proiectul, acum sunt la autorizație de construcție și de el se beneficiază atât cei de la școală, cât și tineretul. Cu sala de sport am depus proiectul, tot, dar eu zic că o să fie o problemă care trebuie să și recunoaștem. E vorba și de numărul de locuitori. Deci am făcut stasel de sport în toate comunitățile, mai mari sau mai mici, dar multe sunt... S-a făcut și unde... Unde... 90% din populație era de peste 60 de ani. Nu comentez eu problema asta, că sunt alții care să-l comenteze. Mă uitam, doamna, cum să uita de atât, mă gândeam, cam așa o să vorbiți dumneavoastră după al doilea, al treilea mandat, nu? Doamne, asta este și dânsa, eu sunt sigur că și dânsa după două mandate o să spună... O să aibă despre ce vorbi. O să aibă despre ce vorbi, așa este. Și nici după două, nici după trei, cred că nici după patru... Niciodată nu se termină. Și nu ești tu mulțumit. Păi nu. Deși știi că ești conștient că ai făcut, oamenii văd. Văd că ai făcut, dar totdeauna este loc de mai bine. Și unii mulțumești, alții nu mulțumești, dar ai conștiința împăcată. Cu mulțumire aici la nuntă, nici la nuntă nu mulțumești pe toată lumea. Nu, totdeauna există câte o problemă. Și am târg de animale în Valea Vinului, care este pe zona care vreau să-l modernizez. L-am modernizat pentru că au fost un singur parcel unde se desfășurau și activitățile de târg să vin de animale și erau și cele cu tarabele și cu taine și cu zarzavatul și tot ce e. L-am împărțit în două. Acum am făcut un proiect pentru modernizare tot pe fonduri europene. Este o dată pe lună. Avem intenția să-l organizăm de două ori pe lună, dar eu sunt mai conservator așa, pentru că am lucrat într-un singur loc de muncă și înainte și la primărie și cu târgul. Nu sar să-l fac de două ori și să-l stric. Pentru că nu a fost ușor până am făcut un târg pe zona cel mai mare. Și atunci studiem terenul să vedem. Și zona e mare. Hai să luăm de la Bârsău până la Culciu, la chiar mai încoace, apateu sau mă rog. Păi vin de pe toată zona. Mare Mureșul. Aia zona mare. Marea Mureșul cei, la doi pași de pom. Și cea mai importantă problemă este drumul comunal Valea Vinului Săi Homoroc. Să legăm zona adevărat ce spunea în emisiunea pe care am avut-o cu domnul deputat Petric, există aprobat podul. Aia e podul peste Someș. Peste Someș la pom. Da. Ar fi un pas foarte mare și ăla, pentru că ar lega imediat sigur. De Sein, sau mi se pare că la Sein. Da, la Sein, deci de la pom la Sein se iese, este deschiderea străzii Oaș. Asta e una, dar pentru noi ce ne doare în zona Codrului este drumul Valea Vinului, Săi, Homorod. Pentru ca să vii din Homorod și după zona aia, trebuie să vii prin satul mare ca să vii din coace. Ceea ce nu mi se pare normal, la 5 km cât e distanța dintre Săi și Homorod. Noi am încercat o dată acum câțiva ani, am mers 100 de metri, ne-am întors de urmă, bag aici, că rup mașina. Dar sperăm că... Ăla, dacă ar mai fi într-adevăr, ar fi o legătură foarte și importantă. Și importantă și pentru județ. Eu am spus că treaba asta. Deci, domnule, trebuie să investim
Am făcut strategia de dezvoltare a comunei, ca să... Bun, dar trebuie să fie prinsă în strategia de dezvoltare a județului și județul trebuie să știe să facă legăturile principale, domnule, pe drumurile județene. Păi, nu... Și strategia e o poveste de ani de zile, se vorbește de a fiecare, cum să zic, conducător, ca să nu le spun altfel, al administrației, nu mai avem decât puțin de lucrat la el, în curând îl prezentăm. Eu nu l-am văzut, sau nu l-a văzut nimeni. Domnule, revin la Măriuș, pentru că eu am o slăbiciune față de Măriuș. Ba, nu, de... Discutăm de Muzeul Codrului. Din 96 au fost cumpărate 14 case vechi. În 2008, când am venit primar, era un domn prefect și un domn președinte de Consiliul Județean, nu știau despre acele case că sunt cumpărate, inclusiv donat 30 de hectare de teren de către cetățenii din Măriuș la Muzeul Județean. Și în 2008 am venit domnul prefect actual, era și pe vremea aia a venit, a fost foarte receptiv la treaba asta și cu președintele Consiliului Județean, le-a spus, domnule, ce facem cu asta? Și de atunci am reușit să montez două case și o șură. E un pas. Proiectul este vast și este foarte frumos. Zona se pretează perfect la așa ceva. Dar nu vom reuși să facem în totalitate proiectul. Dar încet, și eu sper că în următorul mandat și a Consiliului Județean, pentru că este a lor, și cu drumul făcut și cu infrastructura, zona se va dezvolta. Și cu mănăstirea care este gata. Acum asta vreau să zic, la mănăstire vin oameni și vin, păi vin mai ales când e făcută drumul. Vin turiști, nu numai cea Mărenie. Da. Vin turiști, având și un muzeu. Imediat asta ai... trebuie să le legăm. Da, spuneam, deci imediat ai, cum să zic, ai dat o și am spus că muzeul, șansă turismului. Muzeul și mănăstirea este a Codrului și este a județului. Nu este numai a Comunei Valea Vinului, că este pe raza Comunei Valea Vinului. Acolo vin turiști de peste tot. Și mai sunt multe proiecte care le-am pregătite și depus în operă, dar vă spun și mă repet, cele trei le-am, care sunt la autorizație construcție, deci proiectele sunt în derulare și vreau să le continui, să le duc la cap. Bun, hai să punem o întrebare, că o pun de fapt telespectatorii și oamenii, nu o punem noi, noi doar transmitem mai departe. Și anume, zic, oamenii întreabă, zic, bine, domnule, dar unii, majoritatea candidaților stau bine, au firme, unii n-au firme, dar ce le trebuie primărie, că știu și au auzit cât de multe probleme, că primarul de la, cum a spus, de la Garda de Mediu, de la pompieri, de la DSBSA, de la toată lumea, vine la cine? La primar. Cine e de vină dacă nu e ceva în ordine? Primarul de vină. De ce candidați totuși în pofida acestor probleme, mai ales că salariile sunt cum sunt. Cred că la o firmă mai mică poți să obții același salariu. Da, ca și la primar. Spun, dați-mi voie să spun eu înainte, doamne, pentru că sunt primar în funcție și știu care este problema cu... Deci, în cazul care mă privește pe mine, deci eu am spus că vreau să mai candidez pentru un mandat ca să termin să finalizez proiectele care sunt începute și duse la cap. Referitor la... Primarul este atacat de toate părțile, verificat de tot. Eu am 8 ani de mandat. Bine, de oameni n-am mai spus. Nu. Oricum, niciodată, orice primar ar fi, nu poate să mulțumească pe toată lumea. Dar eu am conștiința împăcată și cred că și cetățenii din Comuna Valea Vinului s-au obișnuit cu mine și eu sunt un om corect și cinstit. Și vreau să spun că am 8 ani de mandat și n-am fost chemat la nicio instituție ale statului ca să dau cu subsemnatul sau să... Știu eu, să am o reclamație pentru... Deci mi-am văzut de treburi, am încercat să fac, să ajut pe toată lumea cât pot, am respectat legea că așa este, dar oricând, orice primar este posibil să greșească, pentru că este bombardat cu informații și cu cereri de la toate instituțiile. Niciun primar nu poate să le cunoască pe toate, toate legile să le cunoască. Bine, avem în primărie, avem în primărie secretar, avem compartimente de specialitate, este adevărat. Dar dumneavoastră vedeți că nu cei din primărie sunt legați. Stă de una primarul, începe cu primarul. Ai ultima parafă, o pune primarul. Și nu ești absolvit de lege. Dom'le, eu zic ce trebuia să citești. N-ai citit? Este problema ta. Bun, asta e principiul de legii. Să discută de salarii. Am avut salarii mult mai mici acum, ni s-a mărit ceva salariul tot. Eu nu-i nicio... Asta, eu am 28 de milioane salari la comuna de 2000 de locuitori, ca să știe toată lumea cât are salariul primarului. Și restul nimic, pentru că
primarul are indemnizație, n-are sporuri, n-are nimic. Deci este clar. Și asta este pe cale, am înțeles, să se rezolve parlament. Se rezolve, da. Trebuie să fie loc de muncă și atunci. Dar să nu uite, toate proiectele europene, cele de finanțare, le semnează primarul. Și toate nu vine, bine, beneficiar e Comuna Valea Vinului, că așa e la proiecte europene. Dar cererea finanțare semnează primarul, numele lui, cu semnătură, cu CNP-ul, cu totul, și răspunde de ce se întâmplă. Și la fonduri europene trebuie să respecti legea și să respecti termenele dacă vrei să-l duci la capăt. Și eu zic, mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit să duc toate proiectele astea care le-am început și le-am finalizat, le-am dus la capăt fără probleme. Cu fonduri, dacă țineți minte cât de greu a pornit, mă scuzați că dumneavoastră, dar cât de greu a pornit să apară. Și vorbeam cu primar, mă depuneți proiecte, mă rog, unii au depus. După ce au depus proiectele și au realizat, mă rog, au finalizat proiectul, nu mai vreau să au de bani europeni, nu mai vreau. La niciun an, când a început exercițiul financiar 2013, toți cei care, majoritatea celor care se plânzeseră erau aici la pe atunci Safar, de acum fie. Da, erau cu acte în mână, ce faceți? Păi ne mai trebuie niște bani. Nu poți să prosperi într-o comună din bugetul local. Nu ai cum. Că nici o comună, cum e Valea Vinului, de exemplu. Am doi întreprinzători acum. L-am pe domnul Pașca de la Lebă, dacă a venit acum acolo, și încă o firmă Bregrom, ocupa Lesi. Deci atâta este, ca să aduci investitori, prima dată trebuie să ai infrastructură. Ei, dacă ai investitori, ai și venituri proprii. Dar dacă n-ai venituri proprii și vrei să dezvolți comuna, numai prin proiecte europene. Restul sunt povești. Mă rog, și naționale, dacă va continua PNDL-ul. Deci nu contează, dar să sperăm că va continua prin proiecte europene sau proiecte internaționale, prin ministere, ori prin mediu, ori prin Ministerul Dezvoltării. Altfel, nu ai cum din bugetul local. Nu știu în ce stare ei să mai pot depune proiecte, nu știu exact. Se mai pot depune proiecte, dar acum revenim la fondurile europene. Suntem în 2016. Liniile de finanțare. Păi unde? Și în primăvară două, parcă, nu? Da, pentru mediul rural. Da. Două. În 6 minute s-a terminat tot. Înțelegeți? Și noi suntem în 2016 și încă nu s-a deschis finanțarea. Și atunci stăm cu proiectele, toți primarii stăm cu proiectele pregătite ca să le punem la finanțare. Asta doi ani au plecat. Aici nu-s primarii de vină. No, ca să explicăm cetățeanului care e situația, că de ce s-a făcut una sau nu se poate face alta, noi încercăm să explicăm, dar partea se spune la trebuie, că nu accesăm fondurile europene. Vina? No, nu vă supărați, și eu, ca sătmărean, și eu sunt nerăbdător să văd proiectele pe care susține actualul primar și candidat că le-a depus. Și sunt convins că le-a depus, să le văd finalizate, dar... 3-4 ani la finalizare. Dacă se contestă de 2 ori și 5. Da, dacă vorbim fără contestații, nu... Doamna, acum, profit și eu că domnul primar este aici, l-am auzit vorbind frumos despre implicarea domniei sale în sprijinirea școlii. Pot să spun că și acesta este motivul care m-a determinat să intru în această competiție electorală, pentru că întotdeauna am fost pe principiu că administrația locală trebuie să susțină educația, sănătatea și comunitatea la modul general. Sunt directorul școlii de câțiva ani de zile, sunt cam 10 ani de zile de când sunt director de școală. Și întotdeauna am vrut mai mult pentru copii. Nu sunt de acord că dacă noi locuim la țară, nu putem să avem aceleași oportunități ca și alți copii din alte zone, din orașe și din alte zone mai bine dezvoltate. Și așa învăț și pe copiii mei să aspire la mai mult și la mai bine. Și în școală am vrut condiții decente și am vrut să fie frumos, să fie decent în școală, să fie condiții frumoase, să avem tot ce ne trebuie. Aici a apărut puțin conflictul între mine ca manager și administrația locală, respectiv Consiliul Local, mai ales acum în ultimul mandat, pentru că ori de câte ori solicitam sprijinul, răspunsul era negativ. Și eram lăsată să mă descurc singură. Bine, de ce? N-avem bani? N-avem... Ce n-aveau? Eu zic că n-a fost voință. Bun, fiindcă nu pot să spun într-o comunitate atât de mare și de mare și dezvoltată cum este comunitatea Halmeul,
nu sunt resurse financiare. Să nu uităm că suntem peste 5.000 de locuitori, taxe, impozite. Aveți vama acolo, aveți avem, de... sigur că da, trece punctul de frontieră, CFR-ul, sigur. Și vreau să fiu sprijinită în acțiunile mele la școală. Acesta este motivul care m-a determinat să spun, uite, dacă... Deci eu vreau să fac mai multe pentru școală. Vreți să demonstrați că se poate? Da. Da. Dacă vrei... Dacă vrei, se poate. Se poate, oriunde. Se poate. Și, da, și cu bani mulți, oricine știe să facă. Am realizat, eu zic, lucruri frumoase în școală, dar nu tot cât aș fi vrut. Și atunci am zis, din poziția de primar, pot să fac ceea ce n-am reușit să fac din poziția de director. Este un motiv serios și foarte, să zic, util, în primul rând. Pentru că, este constructiv. Pentru că tinerii de astăzi vor fi viitorul de mâine. Cei care ne schimbă mâine. Sigur. Și dacă ei nu au condiții acum, ce pretenții mai avem? Dacă care nu sunt educați să aprecieze, să se dezvolte, să gândească frumos, să se formeze și să ducă la progresul comunității, să se reîntoarcă în comunitate și să dea acel plus valoare, atunci... Da, de-aia spuneam, deci. Bun. O altă întrebare care am pus-o și colegilor noastre miercurea trecută și anume, bun, vine un proiect de la, nu știu ce parte de aveți acolo, indiferent de la care nu-l numim, că veți ține cont de orgoliu, doamne, nu, dacă nu l-am depus noi, nu-i bun proiectul, sau veți pune umărul toți la acel proiect dacă îl consideră toată lumea că e bun. Deci dacă în ședință de Consiliul Local zice și dânsul reprezentantul partidului X, Y, Z, că e bun. Chiar dacă eu nu sunt, cum să zic, 99,99% convins că e bun, dar dacă zic ceilalți, sigur, ca primar, cu consilierii mei, pot să-l blochez proiectul, dar... Deci pe mine nu mă animă orgoliile. Eu n-am intrat în această competiție din orgoliu. Nu. Deci eu nici nu am intrat în această competiție împotriva cuiva. Am intrat pentru ceva. Și eu zic că atâta timp cât un lucru este benefic tuturor, se poate conlucra armonios. Indiferent de ce principii ai, indiferent dacă ești 100% de acord cu acel ceva, dacă crezi, simți că este util, benefic și valoros comunității, absolut. Domn primar? Eu am două mandate de primar. Vreau să spun că Consiliul Local este important într-o comunitate și este important să ai și consilieri de valoare. Eu nu am avut probleme cu Consiliul Local, n-am avut niciun proiect de hotărâre care să nu treacă în Consiliul Local în două mandate, deci m-am înțeles cu Consiliul Local, le-am dezbătut, apare discuții în contradictorii, dar la final hotărârile de Consiliu au trecut în majoritate, mai ales când a fost ceva benefic pentru comunitate. Indiferent din ce sat aparținea, să zic, consilierul din Săi, să făcea ceva la Măriuș. Dacă explicam, domne, trebuie să facem asta, pentru că proiectul european prevede așa. Sau noi de la primărie avem o problemă acolo, un drum, o vale, un pod, sau... Deci toți consilierii au fost în majoritate. Deci n-am avut o ședință de consiliu, să zic, unde cineva să fie împotriva. Bine că el... Majoritate, să ne înțelegem. Nu că au trecut toate cu 11-0. Era 11-2, unul s-a abținea sau ceva, dar în principiu, când era vorba de investiții, tot Consiliul Local a fost de acord. Și eu am avut o conlucrare bună, două mandate. Sper ca în mandatul ăsta să avem consilier local PSD-și mai mulți decât celelalte partide, că atunci dacă primarul este PSD și are majoritate în Consiliu, este mai ușor. Că nu că este greu și cu celelalte partide, pentru că orgoliile apar, știți cum zic, din dreapta în stânta. Dar când vrei să faci ceva, ți-e mai ușor cu cei de-a tăi, ca și în familie, știi? Mai ușor cu cei de-a tăi din familie, față până îi lămurești pe vecinii că... Zâmbeam mai înainte când a spus 11-1, fiind, nu știu când s-a constituit primul Consiliu Local Satu Mare, dar prin 93-94, nu mai țin minte. Și la un dat se botează hotărâri, atunci eram... Să zic, răspundeam și de Consiliul Local, acum numai de celor de țean. S-a opus unul singur. Și după ce s-a terminat, ședința la antrenare are importanță.
Dar de ce v-ați opus? Că văd că toți din grupul dumneavoastră al partidului, păi ce ai vrut să fie? Fie tot. Unanimitate comunistă? Da. Așa era atunci. Probabil acum oamenii au mai evoluat în gândire. Deci adevărul că la investiții, când vrei să faci ceva pentru comunitate, toți consilierii, de aia au ajuns consilieri, ca să facă ceva pentru comunitate. N-au ajuns ca să ne certăm în Consiliul Local că nu vrem să facem o investiție. Sigur, acum și ei trebuie să îi întreabă și pe oamenii când se duc la casă în satul lor. Bineînțeles, da, ce ai făcut pentru comunitate? Da, dar... Dar, în general, în Consiliul Local încercăm să, în fiecare comunitate, deci eu cum am 4 sate, Roșor, Măruș, Săi, Valea Vinului, încercăm să rezolvăm problemele urgente pentru fiecare comunitate în parte. Deci, nu facem numai în Valea Vinului, trebuie să facem peste tot. De aia am făcut și drumul la Măruș și la Săi. Cum facem un cămin cultural, suntem la autorizație construcție cu finanțare în satul Săi, pentru că nu o fac toți ca să ne înțelegem, la 150 de persoane. Nu ne permitem să facem pe plus 2 tot. Nu, nu, nu. Noi suntem mai modești, facem ca să fie este util. Este cămin și știm cu toții unde de 1000 de locuri. Nu. 1000 de locuri la parter și încă 350 la subsol. Nu, noi facem ca să fie util și necesar. Deci este necesar și în satul Săi. Nu am avut un cămin cultural. Am avut unul vechi care m-am făcut expertiză tehnică. Mă costa de 2 reparațiile cât aș fi făcut unul nou. Da, și nou tot nou. Și atunci am hotărât că facem un cămin aproape de școală, de biserică, de centru. Ăla era într-o pantă. Și acum am scos autorizație construcție săptămâna trecută și n-am vrut să punem piatra de temelie înainte de alegeri ca să spună că ia uite primarul. Păi, propaganda electorală. Asta le lăsăm după alegeri și... Unii au făcut și treaba asta. Le-am spus cetățenilor... Predat amplasamentele la contracte semnate din toamnă. Deci, dumneavoastră, eu am făcut o broșură care am dat-o cetățenilor în Valea Vinului cu rezultate ce am făcut și ce vreau să fac. Care fiecare o studiază, analizează, zice, domnule, minte primarul. Se uită, vede dacă am făcut. E mulțumit? E mulțumit, dacă zice că n-am făcut, tu e mulțumit. Fiecare are... Normal, normal. Dreptul să... Să vadă, să judece, să gândească. Să vadă, să judece, să gândească, aveți dreptul. Sigur că da. Dar totuși cred că consilierii sunt conștienți că trebuie să ajute, să sprijine primarul pentru dezvoltarea comunității, că de aceea au ajuns acolo. Și ei, în momentul în care au stat în spatele unui candidat, nu, au stat tot pentru comunitatea pe care o reprezintă. Deci mi se pare chiar de, absurd ca un consilier să se opună unor proiecte de dezvoltare a comunității, doar că așa vrea că e din alt partid. Deci, bine, acum, destructiv. Cum ați spus dumneavoastră, și probabil asta va fi nu numai pentru noi primari, ci pentru cei în funcție realeși. Asta ar fi, nu știu dacă chiar la prima ședință de consiliu sau la a doua, haideți să discutăm despre priorități. Hai să le punem. Corect. 1, 2, 3, 4. La prima nu începe, vă spun eu. La prima ședință începe viceprimarul, domnule. Deci care e problema? Deci acolo încep toate. Când, și acolo se vede viceprimarul. Bun, acolo se vede problema care partide cum să negociază. Bun, dar viceprimar, bun, e nevoie și de viceprimar. Ce să faci? Da, dar... legea. Zic, și atunci, cum zice doamna, atunci, în momentul în care toți 11, că la Valea Vinului te sunt la Halmeu 3, la Halmeu vor fi 15. Știu că am primit în plus, că am lista, dar da, noi avem 11. Nu pot să știu toate 65 de localități cât sunt. Ei, toți 15, dacă majoritatea spune, nu, proiectul care l-ai zis poate fi pe locul întâi, celălalt pe locul. Bă, da. Și toți semnăm, păi din momentul ăla nu te mai poți opune, păi stai, bă, tu ai semnat. Hai să ne concentrăm pe asta. Gândesc eu că tot vă face așa, pentru că, cum să zic, cum am zis la început, un mandat sau două, poate nici trei, nu ajunge să, nu ajung să, ce știu, să implementez două, trei proiecte foarte importante și mari, pentru că încep cu cele mari, la mărunte mai decât pești de aici, de acolo, dar... Începerea unui proiect începe de la proprietate. Deci de la proprietate. Primul lucru, trebuie să se întâmpleze ce vrei să faci. Deci toată lumea spune că toate sunt ale noastre. Nu mai sunt ale noastre. Da, și drumurile, că noi facem rețea de apă sau canalizare. Totul trebuie să fie pe domeniul public. Până acum n-au fost întâmplate drumurile, că au fost ale noastre. S-a terminat cu ale noastre. Ei, de acolo începe, prima dată proprietate. După aia, studiu fezabilitate, aviză, proiect tehnic, este, până când ne duci la bun sfârșit. Da. Păi aia spunea un proiect mai mare, că unul mic poate, că ce știu, poate că ăla mai... din forțe proprii sau cu forțe proprii și din fonduri și mai te ajută mai...
Consiliul Județean mai completează o dată. Nu ne-a prea ajutat în ultima vreme. Asta este. Asta nu mai depinde nici de mine, nici de dumneavoastră, nici nu de... Nu mai depinde de nimeni. Și nici pe viitor. În funcție de cum ar alege oamenii, așa conducerea Consiliului Județean vom avea. Dar eu sper că oamenii să... Dar și la nivel județean și la nivel de statul mare se poate face asta. Da. Se vorbește de prioritizare, să știți. Acum în campanie toți și-au adus aminte că ar trebui prioritizate. Da. În campanie toată lumea și-a adus aminte că și-a adus aminte că ar trebui făcut ceea ce se vorbește de 20 de ani, mă rog, nu de 20, dar de 10 ani. Da. Din păcate, se vorbește foarte des despre aceste lucruri înainte de alegerile electorale. Atunci știm să vorbim despre marile proiecte, dar dacă tot ai vorbit odată într-o campanie, atunci măcar un proiect, două, trei, cum ați și spus, ar trebui gândite, ar trebui începute, depuse, făcute formalitățile și chiar dacă nu finalizezi, din păcate, într-un mandat, dar să continue. Să fie prioritar pentru absolut, pentru următorul mandat să fie prioritar. Nu știu dacă ați auzit, dar eu știu, am văzut actele. Nu cred că facem campanie pentru primărie, pentru că amplasamentul centrului de oculere a orașului este al direcției generale, nu, cum e aia, direcția DNADR. Da. Deci, CNADR nu are treabă primăria cu ea până se termină. Da. Dar acolo știți ce termen s-a dat de către proiectant? 18 luni. Mai mi-era faptul, până face exproprieri și asta tot. Ce exproprieri trebuie? Un pod peste Someș, un pod peste Pârâul Humorod, o pasarelă aeriană peste Calea Ferată. Acolo trebuie exproprieri. Chiar în drumul... Cum spuneam eu înainte, trebuie să fie proprietar. Mă îndoiesc că centura orașului nu trece peste terenul al lui Popescu sau al lui Georgescu. Da, până să fac formalitățile cu toate, durează. Da, să dea Dumnezeu să termine în 12 luni, să fie făcut și podul și centura și tot ce trebuie. N-am nimic împotrivă. Nu, că eu nu fac un pod, păi. Podul Golescu. Eu m-aș bucura, da, am Podul Golescu, satul mare, pe vremea comunismului, când era hipercentralizat, s-a făcut în 5 sau 6 ani. Da. Un pod, unul. Aici e vorba de un pod mare, unul mic, și o pasarelă, nu știu în cât timp s-a făcut pasarela de pe fabrici, da? Și are o dura cât timp. Deci nu... Nu se pot, deci, ca primar, nu, am dat exemplu acesta pentru că dumneavoastră, ca viitor primar, trebuie totuși să vă uitați și la așa ceva. Pentru... Dar bineînțeles, da, dar nu se poate așa. Știți că a spus la ședința în care primarul, dar nu mai știu, din care comună, s-a plâns că, da, foarte frumos totul, rețea, apă, canal, stația de depurare. Proiectantul a uitat cuplarea la rețeaua electrică. Sunt și asta. Și vina primarului, când s-a uitat peste proiect, că nu trebuie să fii inginerul lui pește ca să... Bă, dar asta cu ce funcționează? Cu vânt? Cu... Orice proiect este diriginte șantier. Sunt mai mulți acolo factori de răspundere care face toate astea. No, dar mă rog, nu... Dar să știți că nu e ușor nici cu branșatul electric. E o ciudățenie de, doamne fel, și la proiecte europene. Nu vreau să spun în emisiune ce înseamnă să întăbleze o clădire, domnule. Mi-a spus cineva de la un stâlp. De la un stâlp. Da. Până peste drum, cât poate fi o stradă? 6 metri, 10 metri, 15 metri, poftim, dar nu are 15. Proiectul, 6.000 de lei. Da. Proiectul. Da. Ce bă, dar cât să mai zare? Bă, că nu... Atâta trebuia să-i tragă de acolo pentru 360 de volt. Da, pui banii, vine firma, îți face, pui banii la electrică. Da, și pui, vine proiectul. Deci, cunosc toate, deci îmi dau seama că... Foarte scurt. Bun, mi se spune că nu mai avem timp, că vreau să spun, dar atunci trebuie să încheiem, din păcate, că mai aveam timp să vorbim. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio și vă urez succes. Vă mulțumim. Și sper să stăm de vorbă după ce veți fi reales, respectiv ales primar. Mulțumim. Și așteptăm pe toți la vot să voteze care cu... Stimați respectatori, aceasta a fost ediția de azi a emisiunii Audiențe în direct. Vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm să rămâneți în continuare cu Informația TV. La revedere!